Fue buena charla. Municipiul Târgu Jiu a intrat de azi în circuitul destinațiilor unicat din toată lumea. Cel de-al patrulea trofeu Mărul de Aur a ajuns în sfârșit în Gorj. Atât primarul Florin Cârciumaru, cât și ceilalți edili gorjeni care și-au adus aportul la distinția acordată pe criterii turistice au primit-o cu brațele deschise. Este un vis al nostru, al târgujienilor și al cetățenilor din județul Gorj ca din zonele noastre să facem zone turistice. Iată că prin primirea acestui trofeu semnăm într-un cuvânt certificatul de naștere al unui oraș, al unui județ cu posibilități de a deveni zone turistice. The part of the famous family of awarded cities like Praha in Czech Republic, like Amsterdam, like Dubrovnik and many others really famous all over the world. Astăzi faceți parte din familia orașelor mari care dețin acest premiu, cum ar fi Amsterdam, Dubrovnik, Praga. De la mult așteptatul proiect nu a lipsit nici ministrul IMM-urilor și turismului Florin Gianu, care a venit să culeagă merite, agafat însă când a dat dovadă că nu știe nici măcar unde se află Gorjul pe harta României. Gorjul este așezat în mijlocul țării și fără doar și poate și celelalte regiuni ale României vor beneficia de ceea ce înseamnă acest Măr de Aur și acest premiu. Trofeul Mărul de Aur se acordă anual unor obiective sau localități în semn de recunoaștere ca destinație turistică și culturală unicată.